În Baia mare au avut loc astăzi percheziții într-un apartament de pe strada grănicerilor. La fața locului au fost prezente mai multe echipaje ale polițiștilor de la serviciul de intervenție rapidă din cadrul IPJ Maramureș, echipajul canin, dar și echipaje de ordine publică. Din primele informații se pare că sunt vizați dealerii de droguri din zona respectivă. Potrivit vasile Dale.ro ar fi vizat un băimărean în care, deși ar fi fost informator al poliției, s-ar fi ocupat în continuare cu vânzarea de substanțe halucinogene. Vom reveni cu amănunte.